Trebuie să-ți dăm drumul, bre. Vine vreun vedet. Nu putem, nu putem, că fiindcă e sub acuzație, da? Ce acuzație, mă, ce acuzație? Dați-i repede drumul, că am de destructura mafia. Ce? De destructură, te-a destructurat ea pe până una alta și aici rămâi, ca să știi. Pam, pam. Deci voi țineți partea mafiei, a? Ce vrem noi? Bă, și v-am crescut la sân și acum mă mușcați ca niște vipere. Hați, hați, hați. Nu putem să-ți dăm niciun drumul. Ai înțeles? Pentru că este anchetă contra anchetei, că ne-ai acuzat de colaborare, mă. Aha. Ai înțeles? Și decât să plângă mamele noastre, mai bine să plângă mamele tale. Și mafia internațional, dar ce zic eu, internațional, intergalactică, s-a adunat acim vila asta în semn de respect pentru mine. Că pe mine mă respectă toată lumea, doar mafia. Și toate autoritățile mă respectă, poliția mă respectă, primăria mă respectă, toți mă respectă. Uite! Da. Și ca semn de respect, te invit să te muți în stradă. Ce glume are, fi așa, glumesc eu cu toată lumea, cu să vedeți cu poliția ce glume am. Ce-ai spus, mă, la presă? Ce-te... Scuzați-l dacă vă plictisește, adică îmi cer eu scuze în locul lui, că e un pic mai ce să-i cer. Din contră, e chiar simpatic. Mă rog, mănâncă cam mult și nu vorbește coerent, dar în rest e ok. Așa sunt eu generos, uite, le dau să mănânce cât le dorește inimioara. Să știe toți că... Dar e frigiderul ăla? Să știe toți că am eu grijă de prietenii mei și de-aia s-a învățat și el așa mâncau. Că el înainte nu mânca, domne, așa mult. Dar să luăm mini frigiderul, să-l... Lasă-l acolo, lasă-l! Lasă că mai am de vorbit, de vorbit cu domnul. După ce termin, poate să-i tot ce vrei, le duci unde vrei tu. Continuă, te rog. Unde am ascult? Că mă respectă toate galaxiile, inclusiv galaxia Andromeda, carul mic, carul mare, carul cu mere. Aoleu, te duci la secție și ne-a las singuri? Nu. Mă duc la Balamuc. La Balamuc? Păi nu ne iei și pe noi, că nu mai facem față presiunii psihice. Așa e, ne mai calmăm și noi, nervi struncinați. Aș merge și eu, dar nu pot, că trebuie să rămân să am grijă de Cicinuca. Oh, disperaților, că nu mă duc să mă internez. Mă duc la un congres, ținut de niște colegi. Adică fugi de lege. Ce aș vrea și eu? Cum să fug, mă, de lege? Mă duc la muncă, ca orice om al muncii. Da? Păi și nu-ți mai e frică că te anchetează? Termină-mă cu tâmpenile, nu mă anchetează nimeni. Așa gândeam eu aseară, că eram cam agitată. Dacă n-a venit nimeni până acum, fi... Trebuie să respectăm graficul, în tocmai și la timp. Să zice graffiti. Tu te duci în piață. Ce-ți caut eu în piață? Trimit-o pe asta. Păi ea se duce în piață. Păi și atunci de ce mă trimiți pe mine? Barbara, tu te duci în piață. Acum cred că vorbește cu tine. Și fii atentă. Scoți zvonul cum că primarul va lansa un program anticorupție. Dar înainte... Te duci în zonele alea defavorizate, că acolo prinzi zvonurile astea populiste, da? Zonele defavorizate, adică în spatele pieții, lângă măcelării aia, unde-i WC-ul public. Acolo sunt numai defavorizat, defavorizează în fiecare zi. Fii atentă. Și le dai și ceva, că așa e procedura. Da, un leu, e cât o bucată hârtie, așa, știi? Da, eu le dau. Dar ce să le dau, că n-avem buget? Mai probleme îmi faci. Da, sunt toți. Ia de aici. Ăștia nici de două bomboane n-ajung. Dar e foarte bine, e foarte bine. Iei o bomboană, o rupi și o împarți la toți copiii. După care îi mângâi pe creștet, că funcționează. Așa am ajuns eu primar. Și cum să mă duc în zonele astea defavorizate, ca zăbrăuți? Acolo e plin de dăște, liberați necondiționat. Te descurci dacă vrei să ai serviciu.
Alții de-abia așteaptă să-ți ia locul. Normal, eu sunt unul dintre ei care așteaptă să ia locul. Mie poți să dai orice de făcut, că eu rezolv cât ai zice pește. Dar ce pește? Rododendron. Mărlane, taci că ești obosit. Păi și dacă-s obosit, tot mă trimiți, mă, la piață pe mine. Unde ai mai văzut, mă, tu primărie cu secretar? Și încă unul care s-arate așa ca tine. Adică ce am eu, mă? Eu mă discriminez, mă, nenorocitule? E ceva cu grașii? Sau cu chei? Sau cu proștii? Niciun apropo, nu te supăra. Mărlane, eu nu te discriminez, mă. Eu te incriminez. A, așa da. Mai. Adică? Adică tu o să fii infractorul de serviciu. Ca altul n-am. O să fii exemplu. A, dacă o să fiu exemplu, da, mă, mă bag, ce? Adică ăsta e exemplu și eu sunt personajul negativ, sau cum? Nu, dragă, îl dau exemplu că s-a reabilitat cu ajutorul meu. Da, mă, ca blocurile alea pe care cade-te în cuiala, înțelegi? Adică eu am o influență pozitivă asupra oamenilor și tu te duci cu el așa și-l arăți oamenilor, mă, ca exemplu. A, și să mă plimb așa cu el, ca cu ursul, nu? Lasă. Lasă că facem clipul aici la vilă, că e mai ieftin. Facem și clipul. Dar cel mai bun zvon e ăla din gură în gură. Rămâne cum am stabilit. Nu mă duc, domne, nicăieri. Ce fraier ești, nu știi cum e din gură în gură. Eu nu mă las violată, da? Ce violată, dragă, ești cu Mărlanu, te apără el. Dragule, când te violează, nimeni rezolvi eu cumva, stai liniștită. Păi și de asta cine mă apără? Că acolo sigur se întâlnește cu prietenii lui și după se îndeamnă unul pe altul. Poate mă văd cu Veronica, cu ăștia. Hai, lasă, nu te mai băita atâta. Rămâne cum am stabilit. Scoți un zvon cum că urmează un val de jafuri și violuri și vin eu și le rezolv pe toate. Nu știu, frate, faceți ce vreți, eu nu mă bag. Dacă e, eu postez pe net, fac și vlog. Și așa e bine, și așa e bine. Filmez diferite mărturii și uite, încep chiar cu Mărlanu. Pentru că ăsta știe foarte multe despre mafie. Da, încep cu ce plan despre mafie. Eu, să spun eu despre mafie. Ce ai, Mărlane? De te bâlbâi așa? Da, nu mă bâlbâi. Dar zic că nu pot să spun. Vezi, până și ăsta se sperie când aude de zăbrăuși și tu mă trimiteai pe mine, aha. Mai bine mă bălbăi singur decât să mă amuțească Igor. Așa îmi speli și chiloții? Adică? Băi, lasă-mi prostiile tale. Eu nu știu ce are asta de nu mai vine. Or fi oprit-o aia acolo, n-ai văzut ce zdruncinată-i și asta. Da, mă, dar nu înțeleg de ce nu mă răspunde la telefon. Zici că a înghițit-o pământul. S-o fi găsit cu popone și îi suflă în jiglă. Îi verifică presiunea. Întârzie un pic și vin și ei. Unde întârzie, mă, ești cu capul? Nu, asta e casa lor. Poate că stau la cabinet, să nu dea peste noi aici. Ah, e posibil. Dar trebuie să verificăm asta. Cum o facem? Ca de obicei. Adică? Tot deasupra. Măi, Poponez, mă. Mă, noi ne certăm ca proștii și ne scoatem ochii ca chiori. Uite, mă, să nu zici că eu n-am încredere în tine, plec eu primul acasă. Bine, mă, să trăiești, la revedere. Să stai liniștit, nu o să se întâmple nimic aici fără să afiști tu. Cirviciu ușor, prietene. Mersi. Reț! Ilarie. Hai să tir. Ia uite ce poponez drăguț. Gura! Și țăram prost să o creadă el că o să-i spună lui cineva ceva. Și dosarele astea le iau eu acasă, că pe mine nu mă toarnă nimeni. De ce m-ai adus, mă, aici? Nu veneam eu la secție dacă aveai ceva să spui. La secție nu se poate, că acoarea pereții are urechi. E ceva mai special. Vreau a te ruga să mai înșcap și mie niște discuții dintre tine și Matiescu, ca să știu și eu cum să... Vrei să încalc contractul de confidențialitate? Nu, mă, Magda, mă, aici e vorba despre securitate națională. Matiescu are legături adânci înfipte și cu mafia și cu teroriștii. Mă, nu vreau să-mi spui tot. Așa, esențialul. Nu spun absolut nimic. Eu nu divulg ceea ce îmi spune clientul. Asta e meseria mea și mi-o respect. Magda, dar trebuie să... Că n-am dovezi altfel la dosar. Doamne, ce frumos, doamne, sărăcuț. Parcă ar fi prințul din pădurea adormită. Ce-ai făcut tu, to?
L-ai culcat pe Mârlanu? Bă, tu chiar ai luat-o de bună că l-ai obosit? Asta-i doar o vorbă la noi în serial, așa? Da, dar nici măcar nu știu pe unde e. Mă, ce v-am spus eu, mă? Trebuie să batem fierul cât e cald ca să putem să facem clipul. Dar avem tot timpul. Acum doarme Igor și... Nu e nici în timp, pentru că acum se răcește subiectul și eu nu mă aleg cu nimic. Hai, cheamă-l încoace pe Grăsan, cheamă-i pe toți, cheamă-i pe toți să facem clipul. Dar nu mai faci atâta gălăgie, că după se trezește Igor nervos și facem acel pe aici. Igor? A, perfect. O să-l băgăm și pe el în clip. Că dă bine, are carismă, e cult, e perfect pentru clip. Ha, mă bucur că ți-ai dat seama în sfârșit de veleitățile mele. Nu de tine era vorba, Grăsane, de Igor. De Igor? Mm-hmm. Vrea să-l scoale să facem clipul. Nu scoale nimic! Și l-ai tipa. Cât trezești, dar coboară, facem măcerii, termenul, ia berigățile la tot ce-o vreau, să mai trezi, bă, că am de trăit. Am lucruri de făcut în viață, lucruri importante, să-mi temeiez o familie, să fac copii, să construiesc o casă, să o dărâm, că poate nu-mi place cum am construit, că sigur nu o să-mi placă cum am construit-o, că stâmpit, să... și-o stau pe vorba aici cu voi și uite câtă treabă am. Și nici eu nu te las, că dorme așa frumos, sărăcuțu. Auzi? Dar cine v-a cerut vouă o părere? Că doar nu o să stați toată ziua aici. Ba, o să stăm numai ca nu intri tu. Facem cu schimbul, că mi-e dragă viața. Și mie, Igor. Adică viața lui Igor și viața noastră a tuturor. Să treacă una, să-l luați planeta. Înnecați balenele, ce-i bufă. Nimic. Unde? Dacă nici aici nu e. Deci mie mi s-a epuizat mintea. Efectiv, nu știu ce să mai zic. Hai, încetează, lasă teatru, că nu mai e nevoie. Mergem, o luăm pe Cicinuca și ne vedem de treaba noastră. Poate ești îmbel dacă ne recunoaște cineva. Dacă nu ne recunosc cu nicio babă tot drumul până aici. La poliție mă refer, tâmpitule. Dă-le naibii de babe. Dacă suntem implicați în vreo anchetă. Las! Că mă informez eu, zită informatorul. Da, tu ești de la care trec cu ciocul, nu de la care strânge informații. Mamă, nu mai da și tu înapoi acum când am o idee bună. Sunt de pe telefonul fix al lui Teo, că ale noastre sigur sunt ascultate. Vezi? Altă idee genială, tot a mea. Hai, întoarce-te să n-au. Hai să nu vezi numărul. 2-2-2-2-2-2. 1-2-4-3-8-5-7. Spălătorie auto? Mă scuzați. Hai, hai, hai. 2-2-2-2-2-2. Mereu pun ultimul 2 în față. 1-2-4-3-8-5-7. Vreau să știu dacă e vreun 3-4-3 la mine. Nu? Mulțumesc. Vezi, dragă, te-ai impacientat degeaba, nu-i nimic. Bă! Nu zici că e o idee bună să dăm telefoane de aici? Hă? Teo, ultima dată a zis că se duce la Balamuc. Sigur are numărul pe aici, pe undeva? Asta e. 2-2-2-2-2-2. Alo, bună ziua, Balamucu! Nu? A, psihiatria, da. Eu ce-am zis? Cu o problemă vă deranjez. Teo din Limani acolo? Da? Pă, cum adică? A, bine. La revedere. Ce? Au arestat-o? Foarte bine pentru ea. N-au ea deținut cât are ea nevoie. Nu, au internat-o. Au oprit-o ea acolo. Și noi ne-am dus ca proștii la ea să ne ajute. Mai zicea că are grijă de copilul meu. Să-i seama ce nebună aș fi fost să-i dau copilul pe mână. Hai, scoatem tot din priză și plecăm. Stai. E floare la ureche. Totul se bazează pe o înșiruire de fapte nerelevante. O să scapi cât ai zice pește. Știam eu, știam. Pe celebrul, mirobolantul, splendidul comisar Matescu, nimeni și nimic nu-l doboară. Nici acum, nici în vecii vecilor. Amin, pentru că secția asta nu este a mea, ci nici a voastră, ci a urmașilor urmașilor noștri, acum și în vecii vecilor. Am zis. 5.000. Ce 5.000? Asta e onorarul meu. Pentru dosare penale. Domnșoară Magda. Superbă, domnșoară Magda. Faci mișto de mine? Nu fac niciun mișto de tine. Asta e onorarul meu. Plătești cash sau ordin de plată? Aoleu, să-ți dea cine vrea să-ți dea. Eu nu-ți dau nimic. N-arunc banii pe fereastră.
Asta dacă o să ai fereastră, că în celulă nu prea ai parte de așa ceva. Ce glumă bună! Scap oricum, pentru că este o confuzie. Tu ai spus. Și nu uita că sunt super competent, inteligent, sclipitor, genial! Mai spune tu niște epitete. Mai vedem noi. Celebrule și mirobolantule. Oh, Magda! Ce mai îmi place să nebunesc fetele. Dar cel mai mult îmi place să-i nebunesc pe ăștia din secție. Pușcărie scrie pe fruntea lor. A venit ziua dreptății, ziua sfânta libertă. Bate, scumate, hai, 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 mamă. Și iată, Liga Campionilor stă să înceapă. Mai păzim mult, că pe mine paza asta mă extenuează, mă, nu știu ce cum. Păi tu te-și tu și mănâncă, că-l trezești pe Igor cu ghiorțelile tale de mațe. Și că-i un dinozaur în stomac. Atunci m-am dus să mănânc ceva și să-i dau și la dinozaurul mână două de iarbă, că... Stai tu aici, da? Ai terminat cu băgatul? Da. Bun, scoate ceva de mâncare, că mi-e foame, dar nu mai văd. Nu mai avea nimic în frigider. Adică acum mi-ați mâncat mâncarea? Marș în oraș, cumpărați de mâncare, vă găsește, dragi. Tu ai mâncat-o, tu să te duci. Noi de aici nu plecăm până nu-i luăm interviul lui Igor. Lui Igor? Domnul Igor nu coboară până nu zic eu, bă, că doarme acum, s-o odihnește. N-are nimeni acces la el, ne-am înțeles? Pe cât pune pariu? Pa cât? Ce dai, băi, nu știi să scuipi? Nu știe și nici eu. A scăpat de el. Hai sus. Hai, Igor. Aici nu se trece? Hai că n-am tine de asta. Ce dai, mă, știi să scuipi? Tu te rog. Ai văzut unul micițel așa că îl crăp dacă îl prindi. Du-te și te culcă că ai făcut treabă. Cocoșu! Și acum ce facem? Plecăm și lăsăm garsoniera așa de izbeliște să intre cine vrea? A, dar nu vrei să-i cauți și niște chiriași? Bă, da, ești căutat, dar nu cunosc niciunul dintre vecinii ei. Știu eu! Paliu! Ăsta e vecinul tuturor. E el cam murdar, dar măcar nu fură. Corect, e bun. Hai, sună-l că trebuie să plecăm. Până atunci nu pui și tu costumul de asistentă pe tine? Nu, prințeso, e al tău. Hai, dă aia. Ce? Este că nu-ți vine? Către procuratură cer să fiu primit în audiență la primul procuror. Păi, acum dacă tot ai scris-o, dă-o încoace să-i o duc eu. Asta să nu zici că nu-ți respectăm drepturile. Ne, să aruncați voi la primul coș, las că eu dau grațielei, că ea e corectă. Care grațiele ta corectă? Crezi că e dată afară, că de 3 zile n-a mai dat pacilea? Cine s-o dă, bă, afară? Dacă nu mai există un șef de secție competent, s-o dea afară. Exact, bă, că nu mai avem șef de secție. Bă, putem să ne luăm libere câte vrem și câte nu vrem. Nu mai avem șefi. Noi suntem șefii, mă. Corect, mă, puteți să plecați unde vedeți cu ochii. La firm! Că statul mă plătește. Ne plătește statul, mă. Mergem unde vrem noi. Mateescule, ce vrei să plecăm ca să-ți faci tu de cap aici până secție? A, exact. Termină-te, că noi suntem serioși. Noi suntem scrupuloși, da, la muncă. Aici, mă, să te păzim zi și noapte, mă. Nu-ți faci tu de cap cum vrei, Mateescule. Că acelea nu-i sat fără câini, mă. E o secție respectabilă. Dar trebuia măcar să încerc. He, ai încercat. Dar petiția tot nu vă dau, nu vă dau. O idee extraordinară, mă. Că pacinea scam termină de vreme cârtia igienică. S-ar putea să... Ce te-ai dus înapoi tu? Ce te fiști, dragă? De unde vii? De la coadă la mici? Pe 3 zile? Da.
pun și eu o petiție pentru prim procuror să intru în audiență ca să mă eliberez. Să nici nu te gândești să-i dai lui scârmă! Lasă-mă de aici, așeze, Fido, că scapă și că o să vă pună pielea la proțap! Ce? Oficilor, e dreptul lor și n-am ce face. Bravo, Grațiela, bravo! O să te fac mâna mea dreaptă. Oricum n-am de ce să-mi fac griji că o să ies. Și o să fiu iarăși am fost și mai mult decât atât. Pentru că celebrul, mirobolantul, fantasticul, superbul comisar Matescu iese întotdeauna deasupra ca peștele pe uscat. Mm-hmm. Sau ca musca care bate ratul. Ai zis ceva, mă? Da, asta încoace cât încât... Mă, dar tu crezi că nu știu să mă bat? Mamă, ce miroase am mici. 3, 2, 1... Gata, e ora. Hai să începem. Rec și hai să... Și ce este asta? Așa că a fost ora, dar am schimbat-o eu. Conferința este peste o oră. Cum peste o oră? Am primit înștiințarea. Acum e ora. Păi da, dar n-au venit toți din presă. Normal, sunt alte treburi mult mai importante ca... Hai să mergem. Dacă domn primar este neserios, trebuie să afle lumea, nu? Băi, stați, mă, așa ușor, că eu am glumit. Adică, voi vedeți că eu am și simțul umorului față de alți primari sau alți candidați, nu? Ce n-ai fi? Așadar, primăria va demara un vast plan de combatere a corupției. Și aveți aici o planșetă. Puteți să studiați cam ce voi face eu pas cu pas. Așadar, vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare. Păi cum atât? Păi atât este esențialul ca să nu să păcim alegătorii cu fraze pompoase. Eu am spus acolo pe înțelesul omului simplu, domnule, de la baza societății. Ce e așa greu? Păi și omul simplu de la baza societății. Cum o să înțeleagă schema asta umbilicată? Care? Păi nu știu. Asta este treaba voastră, a presei, ca să explicați. Bagă-te că tu ești arhitectul. Asta am zis și eu. Mamă, ce mare casa! Nu! Paliule, urmărește-mă! Da. Uite, tu poți să stai aici până vine Teo, ai mâncare pentru o lună, să nu dormi în pat. În rest ai voi orice. Au rulachii? Doar tu. Aurulac nu e, dar îți aducem noi. Da, că ți aducem. Păi da, că noi o să mai venim pe aici. Că mai venim pe aici. Cândva. Da. Poți la televizor? Da, mă, poți orice, poți chiar să faci o baie. Aoleu, atunci plec, că eu nu fac baie, chiar fierbinte. Nu. Bine, nu faci baie. Păi ce vrei tu, dar ai grijă, da? Vin. Să nu bei apă din WC-ul, acolo faci pipi, nu e aia, nu-i caraf. Da? Hai, pa. Pa, pa. Să nu dai foc la casă. Da. Păi dacă pot să fac ce vreau, fac ce vreau. Ia să o chem eu pe Sandela, fata din canalul central. Că de când voiam să scol la o cine romantică aici în pat? Dar unde-i baia? Baia, da. Sandele! Sandele! Ilie, stai tu mă deasupra, că nu mai... Mă doare spatele. Scoală-mă, văd de pază, că mă duc și eu ca tot omul la... Stai tu deasupra! Parzit! Ucigătoacă, ce-i... Păi, tu vrei să mă omori de inimă? Mă duc la baie. Stai, mă, e dracă, fac pe mine, că... Fai! Hai, dracu! A dat dracu și am probleme cu prostata din pușcărie. M-am bolnăvit acolo, e neapărat musai, de doar mă trezesc să mă duc să mă urinez, că al minte fac... Mă ies să mă duc în grădină. Ce faci? Salut, salut, dar ce stil de dans? Ce nu fac, mă, fac pe mine și mă duc în grădină. Tu unde să te duci să-mi impuzi mie peluza, nu ți-e rușine? Cum să-mi put, că-i bună, e urina, e pentru dăunători, e cum e ceaiul dăsunătoare pentru pupezi. Nu, cum e laxativul pentru furnici, mă, cum? Auzi, dar tu de ce nu te duci la WC-ul ca orice om normal? Păi, că e cioaba asta, cum îi zice, mă, mutanta e acolo. A, atunci du-te sus. Să ce ai sus, ia-l mutanta, ăsta e șeful sus, nu pot la Igor, doarme dacă îl deranjez. Atunci ori faci pe tine, ori îl trezești pe Igor. Știu, mă urc în pivniță. Ai găsit o variantă, a?
Las că mi-o arde cu jocul tău. Altă viață. Unde te duci, că n-ai voie la Igor? Stai, dragă, ce crezi că sunt prost să se răzbune la pe mine, că l-am trezit eu din somn? O să-l trezească Mârlanul cu țipetele lui, fii atent aici. Mârlane, vezi că în pivniță sunt... Păiajen! Ce? Ajutor! Deschide-ți ușa! Deschide-ți, mă omoară! Ia uite-l! Ia uite-l! Sar pupă zâmbel, suci mâna la spate! Au! Ia uite cum mă mușcă de genunchi! Să trăiți, șeful! Vă iubim și vă respectăm, bre! Noi am glumit, sărăcuma tale, bre! Că noi nu te-am fi băgat în viața noastră, Acilea! Păma tale! Păma tale care ești vorba alea! Ce? Ești farul călăuzitor al secției noastre, al orașului, al țării! Ce? Ești... Te iubim și te respectăm până la cer și îmi dărăt de vreo 16-18 ori! Hai, lasă, vrăjela, chiorete! Ziceți, bă, mai bine că v-ați dat seama că celebrul, impresionantul, imperturbabilul, simpaticul comisar Matescu este inteligența întruchipată. Este, bă, că v-am surprins cu petiția la procuror. Ne-ai rupt gura. Bă, și la cât de bine am ticluit-o. O să-și ceară scuze în genunchi poliția română, în frunte cu chestorașul, pe care o să-l și văd cu două sacoșe în mână spre Bistrița Năsăud la piața Eco să-mi ia brânză de capră și smântână cu 3% grăsime. Iar pe chestorița aia frivolă, planturoasă aia, știi ce o să-i fac? Chiorete, știi ce o să-i fac? Nu, lasă-ne că suntem și noi. O să o pun să-mi fac o ciorbă de burtă, mă. Mamă, ce prost e. Dresă cu smântână. Și o să iau și câteva prime, 2, 3, 4, 5, 20, 99, câte vreau eu. Opa! Dar cine vine? Iată dreptatea în persoană. Haide-mi drumul, Grațiela, că avem treabă. Știți, nu prea e așa simplu. De ce nu e simplu? Te-ai dat și tu trădătoarea cu ăștia. Ce i-ați făcut nenorociților? Nu, șeful. Procurorul a prelungit arestul cu 30 de zile. Căci că nu m-a înțeles nimic ce i-a scris în petiție aia. Citez. Cine în alfabetul ăsta, mă, de scrie mie? Mi-au legat, fără semne de punctuație, cu fraze scurte, fără cratimă, să te așa prost. Șeful și la sfârșit a spus nesimțitul de Matescu. Închid ghilimelele. Bă, dar nu știu că e vorba de Matescu, că i-a scris-o. V-a pedepsit pentru că a crezut că a scris beat petiția. Și a mai spus așa, citesc. Nu mai cita nimic. Gătau de copilul ăsta. Ce facem, măi? Ia, măi, măi... Ia-mă mâna de aici, că le dai dracu gratile. Bă, dar știu că scrii niște petiții, bă, bun, mă. Ne-ai rupt gură la toți. Auzi, până te-a pus tu să scrii alta, vită încălțată, vreau să te duci pe setoare să mi le faci lună. S-a înțeles? Yes! Bă, nu la mici, bă! S-o crezi tu, chiar, s-o crezi tu că fac. O să-mi iau un... Bă, tu te rățoi la mine? Da! Bă, că te-a și... E, uite, o să-mi iau un avocat din oficiu și o să-mi scrie el petiția. Este că nici la asta nu v-ați gândit, este că și cu asta v-am surprins. Celebrul comisar Matescu este genial ca de obicei și ca orice situațiune. Ia fi genial acum direct la WC-uri să mi le faci lună. Nu cum ai tu obiceiul ca porcul la flu-flu așa, fraifuști, ai înțeles? Nerușinatule. Bă, nu, ia să... Ia intrăm aici dacă ai curat, hai, lasă. Intrăm, stai, că te mănânc. Ah, că nu găsesc mie. Să vezi și eu mor-o dacă mi-o băga pe Angel în casă. Hai, drogata! Stai! Domnul Niștic! Păru, m-am bătut cu un ziarist mai devreme, dar mă duc acum la baie să mă aranjez după să nu crezi că sunt cum ai zis tu. Oh, ce bine că v-ați trezit, domnul Igor. Tocmai vreau să vă rog să... Să te las să faci deratizare. Dacă mi-aduc o bine aminte... Când am închiriat casa, mi-ai spus că nu sunt agenți patogeni. Așa că te rog eu frumos să treci și curăță casa de păianjeni. Păi, a, nu, nu, că nu, adică nu sunt păianjeni, sunt, e Mârlanul, că ăla are fobie de păianjeni și gata, am înțeles, mă duc să fac de ratizare și de păianjeni, de poliție și de tot, gata. Te pus mie. Aaaa.
ești, bă, ești nebun la cap? Ce cauți, mă, la mine în garsonieră? Pe unde intram, mă, prin canalizare? Bă, tu ești nebun, dar ce sunt crocodil să intru prin canalizare? M-a lăsat Ema. Ema, dar ce treabă are Ema, mă, cu garsoniera mea? Ane. Adi, mă, în altă parte, nu vezi că ăsta e invidios pe noi? Hai, tu, dată! Teo, Teo, ce faci tu? Ce faci tu? Adi, ce cauți de aici, Teo? Ce cauți cu ăsta? Adi, mă, că mi-e frică că ăsta e și e din liu, nu vezi că e din liu? Băi, băi, tu ești, tu ne-ai rădăcit cu mintea, Teo, unde pleci, Teo? Băi, tâmpitule, ce faci tu cu Teo-a mea, mă, te omor? Bă, tu ești din liu, mi-ai stricat dragostea mea cu Sandela. Ce Sandela, mă? Teo! Sandela! Cu ăsta, mă, mă, băi, mă, și cu ăsta, mă, Teo, te rog, nu pot te iubești cu bău ăsta, Teo! Da-tu măcar punga înapoi! Sandela, nu cu tocău rolai! Ah, doamne, 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 cum ai fi greșit eu petiția aia, că am făcut-o ca la carte, ca în clasa a patra, cum a învățat doamna învățătoare. Început, cuprins și încheiere. Iar ai venit, n-am nevoie de serviciile tale, ți-am mai zis. Ba, ai nevoie, că sunt avocatul tău din oficiu. Avocat din oficiu? Da, avocatul din oficiu. Și țin să te anunț că e un proces cam greu, așa că nu prea ai șanse să scapi. Păi îmi ziceai că e joacă de copil. Da, da, atunci eram avocat plătit. Bine, bine. Cât mă costă să-mi scriu o petiție? 5.000. Ce 5.000? 5.000 pentru o petiție. Doar petiție sau faci altceva în banii ăștia? Facem și clip. Dar cel mai bun... Și-o știa tot. Era din glângul tău ce n-asta, hai. Scoate ceva de mâncare. Ciuciu, nu mai avem nimic. Ce-ați făcut, mă? Mi-ați mâncat mâncarea? Ce faceți, mă? Scoate ceva de mâncare. Ce-ați făcut, mă, nenorociților? S-a trezit. Nu mă mai vede, nu mă mai vede. Să-i dau pomnul ăsta, scade cel acolo. Pe aici nu se trece. Hai, mă, că n-am timp de prostii. Ce dai, mă, nu știi să scuipi? Ia, ține-o puțin aici. Băiatule! Ia-mă tu! Ce viață! Nu te las la ei, bă! Dar stai, dragă, ce crezi că-s nebună să... Adică, ce crezi că-s nebun să mă duc la Igor să... Când am văzut-o cu fața... Și frivola aia de chestoriță, planturoasa aia mică. Să vezi când o să o pun eu să-mi facă, să-mi facă un ciot pe de-o. Ce? Dacă încep să dau din curând, te-am pierdut.